Discursul public înseamnă un mix de abilități, de aptitudini pe care este foarte important să le dobândești. Dar și mai important este să le rafinezi. Și mai important este să le rafinezi continuu. Public speaking. Discursul public înseamnă artă și matematică, psihologie și, evident, latura ta, tușa personală pe care trebuie să o adaugi la toate acestea. Bun găsit! Sunt Antoaneta Banu și astăzi la Relevant discutăm despre public speaking și discutăm despre cum să cucerești scena în public speaking. Și am adus ca de fiecare dată, așa cum v-am obișnuit la Relevant, am adus un profesionist, un super trainer. Este vorba despre Mădălina Samoilă, trainer public speaking, fost jurnalist. Dar cred că niciodată nu o să pot spune despre tine fost jurnalist. Bine ai venit, Mădălina! Bine te-am găsit! Mulțumesc tare mult pentru invitație. Mă bucur să fiu astăzi aici, alături de tine. Fost jurnalist, și mie încă greu să spun. Jurnalistul nu iese din tine și asta nici din mine. Exact. Ai luat această decizie în urmă cu un an? Un an. Chiar acum se împlinește un an de când am pornit doar pe acest drum. De a fi trainer în public speaking, de fapt antreprenoriat, suntem două antreprenoare cu acest background de jurnalist oameni de comunicare. Mădălina, întâi de toate vreau să te întreb așa, care a fost momentul sau cum a fost dimineața în care ai luat decizia, ok, pun punct carierei mele în TV și intru în zona de trainer public speaking? Cred că n-a fost o dimineață, cred că au fost mai multe nopți. Și cred că a venit cumva firesc și lin. Cum îmi place mie să fac lucrurile în viața mea, să își găsească o finalitate. De fapt, finalul nu există și decizia propriu-zisă nu există. Există un drum și un parcurs al nostru, al tuturor. Și a fost o curgere lină și o trecere firească de la o profesie care mi-a oferit atât de multe și care m-a învățat atât de multe și datorită căreia pot să fac atât de multe, către o carieră de public speaking, training. Adică îmi place mie să spun, sunt omul care aduce sensul altor oameni atunci când vine vorba de comunicare. Te rog! Așa cum spuneam, a venit ca o completare și am făcut în paralel cu jurnalismul vreo 3 ani și jumătate, aproape 4, zona asta de training, pentru că ce aveam nevoie? Că noi, jurnaliștii, trebuie să ne convingem din mai multe surse, da? Să vedem dacă metoda noastră e una bună, dacă oamenii primesc plus valoare, dacă ești capabil să fii trainer, pentru că a fi jurnalist e una, a fi trainer e altă poveste. Sigur că la rândul meu a fost nevoie să mă instruiesc, a fost nevoie să-mi perfecționez abilitățile, să transfer ceea ce aveam din zona de televiziune în zona de training și a fost un proces pe care eu l-am susținut etapizat până când acum un an a venit momentul să spun stop, pentru că aveam o voce în cască, da, o în ureche, și îmi spunea, ok, a venit momentul, fă-o. Am amânat până când a venit ziua în care am spus, da, gata, stop, aici este. Decizia mea poate că a fost surprinzătoare pentru unii oameni, dar pentru mine n-a fost. Pentru mine a fost firească și îmi mulțumesc pentru că am primit toată susținerea de care aveam nevoie ca să fac asta în continuare. Dar spune-mi, de presă ți mai este dor? Adică de acele 10 secunde când te numără în cască și intri în live, îți mai este dor? În anumite momente, da. În anumite momente mă hrănesc din altă parte pentru că trăiesc un alt fel de adrenalină acum și o altă bucurie. S-a schimbat totul. Venind la timpul potrivit, sigur. Știi, mi se face dor de ceea ce ne lipsește și dispare din viața noastră poate atunci când nu era momentul. Acum fiind așa firesc, mi-am asumat decizia. Sigur că mă gândesc la asta, mă uit mult mai puțin la televizor, ce-i drept. Nu mai sunt atât de conectată, dar e o parte din mine pe care nici nu vreau să o reneg, nici nu vreau să spun că îmi va fi foarte dor de ea sau mie foarte dor. E acolo, știu că mă ajută zi de zi în ceea ce fac acum. Uite, chiar acum am spus colegii că mi-am pus fundița pe la valieră. Ok, uite, o să dau fundița. O să dau fundița de pe la valieră și ca să nu pierdem timpul, o să-i pun și următoarea întrebare Mădălinei, asta apropo de autenticitate. Așa cred că este bine, da? Ok, mulțumesc mult. Mădălina, a intrat într-o industrie extrem de aglomerată. Sunt foarte mulți traineri care livrează cursuri și care pregătesc în public speaking. Bun. Cum faci diferența? Cum te marketezi? Aici cred că vreau să punctez două aspecte foarte importante. Primul este strategia și decizia pe care eu am luat-o atunci când am
făcut primul pas în industria asta, și anume aceea de a oferi conținut valoros oamenilor, fără să am vreo clipă îndoială că acei oameni se vor transforma în niște speaker peste noapte și nu vor mai accesa serviciile mele. Am observat în jurul meu adesea această greșeală pe care oamenii o fac, putem chiar să numim greșeală, profesioniști în zonele lor, eu nu ofer atât de mult conținut pentru că îmi pierd clienții. Nimic mai neadevărat. Așa-i. În momentul în care le ofer oamenilor, cumva se întâmplă ca lucrurile să se întoarcă spre tine. Oamenii care primesc conținut relevant se întorc în locul în care au primit conținut relevant și cred că asta este cea mai sănătoasă metodă de marketing, dacă vrei să o numești așa, educarea publicului care are nevoie, iar cei care nu se vor întoarce se întorc sub alte forme, dar vor primi un conținut care să-i ajute într-un moment în care cu siguranță au nevoie. Atât suficient cât au primit de la mine. Deci, ca să-ți răspund concret la întrebare, primul aspect e că am oferit, ofer și vreau să fiu relevantă, cum se numește și emisiunea la care suntem acum, pe platforme, că avem, slavă Domnului, suficiente platforme în care putem să fim prezenți, iar doi, nu cred că este o industrie atât de aglomerată precum pare. Unde și... este... stegulețul roșu care face argumentul? Diferența. Unde este argumentul? Păi am văzut că există loc în piață, pare aglomerat, dar dacă stai de vorbă cu oamenii, nu e chiar atât de aglomerat. Pentru că din nefericire, să spun, nu e neapărat nici datoria mea să fac educație sau să vorbesc despre zona asta, dar e important să înțelegem că nu toți oamenii care vând acest serviciu sunt neapărat oamenii potriviți care pot ajuta alți oameni să dobândească o abilitate. Pentru că în momentul în care vorbești doar dintr-o carte, e mai dificil să transferi cunoștințele din acea carte într-un om și să-l ajuți să aibă un cu totul și cu totul alt sens în viață. Pentru că public speaking, arta comunicării, dacă e făcut așa cum trebuie, poate să schimbe vieți. Cuvântul are o forță atât de mare și cuvântul pe care îl rostim are o putere atât de mare încât nici măcar nu ne dăm seama. Eu ca trainer, tu ca trainer știi foarte bine, avem datoria morală, în primul rând, de a ne ajuta oamenii alături de care lucrăm să aibă o viață mai bună, prin comunicare. Da. Viața lor să se îmbunătățească. Ori tu ca trainer, dacă n-ai această abilitate, și nu doar abilitate, că dezvoltăm și ne rafinăm de-a lungul timpului, dar dacă nu vii, cum îmi place mie să spun, vorbeam noi înainte, să înceapă emisiunea din tranșee, să practici și tu la rândul tău să fii practicat, și să predai din ceea ce ești, ceea din ceea ce ai învățat pe propria piele, din experiență, din sudoarea aia, pentru că una e să vorbești din cărți și vezi, mai este, scuze-mă că te întrerup, mai este ceva ceea ce face diferența, cred eu. Sunt oameni care au fost în presă, da, colegii de noștri, care și ei sunt traineri, dar cred că diferența este de autenticitate și de sinceritate pe care o ai în fața clientului. Și să nu-i promiți clientului că poți să-l transformi într-un Larry King peste noapte sau într-un Barack Obama în cel mai bun moment al lui. Așa este, e o muncă de echipă. Și sunt și actori, apropo, care fac treaba asta și uite, mi-o asum și o spun, că nu ține numai de actorie. Atenție, public speaking nu ține numai de actorie. Nu este numai comunicare. Este un mix, așa cum am spus eu la început, unde totul e matematic. Matematic. Toți cei care au lucrat cu mine și probabil unii dintre ei chiar se uită în acest moment, știu foarte bine că le spun, comunicarea e matematică, oameni buni. Nu este doar prezență scenică, deși cântărește o mare parte și este primul impact. Dar comunicarea respectă niște reguli pe care dacă nu le cunoști și nu le aplici, n-ai cum să spui că faci comunicare. Poți spui că vorbești. Sigur că da. Dar nu comunici. Așa este. Ei, pentru că am ajuns în momentul acesta, spune-mi, te rog, din punctul tău de vedere, definițiile le știm, le cunoaștem, este online un plin. Din punctul tău de vedere, ce este public speaking? Public speaking, din punctul meu de vedere, este forța pe care prezența noastră o are într-un timp și într-un loc. Asta îmi place să spun. Pentru că ești tu și sunt ceilalți. Și
eronat înțeles în rândul unor oameni. Public speaking e pe scenă și atât. Public speaking este tot ceea ce facem noi de dimineața, de când ne trezim până când mergem seara la culcare, și toate interacțiunile pe care le avem cu cei din jurul nostru. Fie că ne salutăm vecinul dimineața, fie că mergem la birou și ținem o ședință, fie că vorbim la restaurant, la masă, cu prietenii sau cu un partener de afaceri, fie că mergem să facem o negociere, o vânzare. Sigur. Totul e public speaking. Și asta înseamnă să faci public speaking, înseamnă să fii tu, autentic, un individ în cea mai bună, cea mai bună formă a lui. Să-ți găsești stilul de comunicare. Stilul de comunicare pe un calapod foarte bine pus la punct. Să te cunoști. Exact. Să fii sincer cu tine. Să fii autentic. Exact. De aici pleacă. Exact. Și să ai... Să există o congruență și o curgere în tot ceea ce faci tu ca individ, de la felul în care îți ții mâna, îți miști mâna, îți ții capul, da. Pășești, spui bună ziua, intri într-o încăpere, transmiți un mesaj către un alt om și felul în care te-ai întors, ai plecat și ai spus la revedere. Comunicarea e un ansamblu de gesturi, de cuvinte, de sunete și de atitudine și prezență. Pentru că asta ne lipsește. Prezența. Da. Și atitudinea. Ai văzut, citeam la un moment dat pe rețelele de socializare, acum văd că s-au mai liniștit puțin, toată lumea țipa, da, cu ghilimele de eroare, să fim autentici, să ne păstrăm autenticitatea. Fraților, atât de mult vorbim despre să ne păstrăm autenticitatea, încât cădem exact în extrema cealaltă. Să nu confundăm autenticitatea cu exhibiționismul. Că nu e despre asta. Mădălina, și apropo de scenă, cum spunea și Shakespeare, apropo de teatru, că lumea e o scenă și noi toți suntem exact. Actori. Apropo de faptul de dimineață până seara, ești în public speaking. Bun. Am citit pe site-ul tău și mi-a plăcut foarte mult ceea ce spui tu despre comunicarea cu sens. În public speaking, când vorbești cu, când îi pregătești pe cursanții tăi, cum le traduci tu comunicarea cu sens? Comunicare cu sens să faci în momentul în care tot ceea ce faci și tot ceea ce spui și tot ceea ce simți sunt în deplină concordanță. Comunicarea cu sens vine în momentul în care stăpânești un mesaj atât de bine încât n-ai dubii că îl vei uita, pentru că face parte din tine și din autenticul tău. Comunicarea cu sens înseamnă să-ți coordonezi foarte bine fiecare mișcare pe care o faci atunci când ești în fața oamenilor. Asta nu înseamnă că ești mai puțin autentic, dar ești coordonat și lucrezi în niște parametri. Lucrăm puțin studiat. Da. Comunicare cu sens înseamnă atunci când vocea ta nu e nici prea joasă, nici liniară și nici prea sus, să fie deranjantă. Comunicare cu sens înseamnă să fii prezent și să-l privești pe omul din fața ta în ochi. Și să transmiți o parte din adevărul tău. Asta este comunicarea cu sens, în opinia mea, și nu că e greu, e destul de greu de obținut. Ceea ce ne spunea nouă Dumnezeu să-l ierte, Mircea Albulescu, ține-i privirea. Uită-te în ochii oamenilor, pentru că atunci ai văzut probabil că unii oameni zâmbesc și atât, și ochii lor nu transmit nimic. Exact, sunt goi. Da, pentru că nu este... Cred că oamenii... Și aici am avut și eu probleme să-l... îi fac să înțeleagă că trebuie să existe o conexiune între minte, suflet, trup. Pentru că și atunci ești în tine, ești prezent acolo în tine ca să poți să ți le coordonezi. Pentru că dacă tu lași totul la exterior, vei fi doar exterior și de aceea mesajul tău nu reușește să treacă mai departe. Din punctul tău de vedere, câte tipuri de... cursanți ai întâlnit până acum, apropo de dorința lor de a-și dezvolta aceste abilități de public speaking și de fapt de ce vroiau ei și să dețină aceste abilități, doar pentru că trebuie, doar pentru că e la modă, doar să fiu și eu, sau pentru că era o nevoie? Am mai multe categorii de oameni care vin către mine, de la tineri, puțin ce e drept, care au performanțe extraordinare la școală. Am un caz care a fost chiar acum un an al unei domnișoare foarte interesantă, absolventă, șefă de promoție, avea un discurs de ținut și cu ea mi-a fost foarte ușor să lucrez pentru că ne-am întâlnit de
două sau de trei ori și rezultatele au fost fenomenale. Sunt oameni care își dau seama că nu mai pot să stea în banca din spate la job și că le cere, există o presiune asupra lor și sunt nevoiți să-și rafineze aceste abilități de a face prezentări publice sau de a vorbi în numele companiei. Avem categoria de antreprenori dornici să-și depășească limitele, pentru că antreprenoriatul e un tip foarte interesant. E o zonă din care vin oameni foarte ambițioși, oameni care au un drive foarte puternic, determinat și vin de la sine putere pentru că vor să-și eleveze acest skill și vor să apară la TV, vor să meargă în comunități de networking, vor să vorbească despre pitching-ul, afacerea lor, exact. Pitching-ul, elevator pitch-ul. Vor să învețe și am executivi din diverse companii care, deși aparent vorbesc bine, mai au de rafinat mesajul. Aici este marea problemă, cred, pe care o întâmpină marea majoritate a celor care își doresc să-și dezvolte aceste abilități de public speaking. Tu cred că ai identificat-o. Stabilirea mesajelor și găsirea mesajelor, pentru că oamenii au aici o problemă. Așa este. Nu-și găsesc mesajele. Îmi spun adesea, după ce le spun eu despre ceea ce fac, și le fac o mică demonstrație, spun, da, ce frumos spui despre ceea ce fac eu. Și pare că știi mai bine. Nu, pot doar să traduc ceva mai bine ceea ce știi tu să faci atât de bine. Zona de mesaj este jumătatea comunicării. Da. Așa îmi place să o împart. Jumătatea e mesajul, jumătatea e non-verbal și paraverbal. Exact. Mesajul cântărește enorm. Dacă tu n-ai un mesaj suficient de clar, puternic, de impact, să-l dai celorlalți. Și nu pornești de la premisa că îl oferi cu scopul de a ajuta, iarăși mă întorc către ceilalți. Noi vorbim, comunicăm pentru a le da celorlalți plus valoare. Când ne traducem mesajul, e forma noastră de respect și contribuție pentru oamenii din jurul nostru. Da, și dacă îmi permit să adaug și eu că este mesajul pe care trebuie să-l transmiți în funcție de obiectivele pe care tu vrei să ți le atingi și care e misiunea ta în acel moment. Întotdeauna. Mai ales când reprezinți o companie, mai ales când ești într-o sesiune de pitching, da? Tu trebuie să-ți transmiți mesajele tale, adică trebuie să-l convingi pe cel din fața ta să fie investitorul tău, să devină partenerul tău în business. Dacă tu nu știi ce vrei. Exact. Cum să înțeleagă el ce vrei de la el? Aici este... Aici e marea problemă pe construcția acestui mesaj, da. Pentru că o construcție de discurs pleacă de la întrebarea ce-mi doresc să obțin după ce voi vorbi în fața acestor oameni. Da. Pentru da. Că, din nefericire, se întâmplă să facem multe plimbări pe la conferințe unde cafea oricum nu e foarte bună, să mergem pe la diverse hoteluri, săli de evenimente, să ne pierdem vremea la business networking, să mergem la TV să vorbim, da. Dar noi să nu știm ce vrem și de ce suntem acolo. Unde mergem? Acolo. De ce? Pentru că ne-a invitat cineva. Da, ce și facem pentru că mi s-a acolo? Spus că e bine să mai ies în presă. Să mai ies în presă. Să mai ies și eu, să mă vadă lumea. Eu da. În presă și ce mai Corect. Spun eu acolo? Ce vreau să obțin? Care este deceul din spatele fiecărui pas mic pe care îl fac da, pentru da. Afacerea mea? Nu poți să... E ca și când ai plecat și eu dau exemplu ăsta frecvent în training. Plecăm în vacanță. Unde plecăm în vacanță? În vacanță? Cum? Okay. Cu avionul. Păi mergem spre aeroport. Bun. Și după ce ne întoarcem de la aeroport, unde venim? Avem o cazare, mergem către o destinație anume. Așa e și discursul. Da, nu da. Plecăm în vacanță. Unde plecăm? La munte. Unde? Pe DN1. Da, okay, n-avem cazare. Vedem noi unde vrem să ajungem. N-avem nicio direcție. Și n-ai cum să atingi. Știi ce se întâmplă? Că asta e de fapt problema. Oamenii greșesc o dată, greșesc de două ori și își pierd din încrederea în ei, care este motorul acestei acțiuni. Da, adună frustrările și după aceea spun, băi, nu sunt bun, lasă. Eu nu sunt făcut pentru asta și mi se mai spune așa, măi, Mădălina, dar tu poți să vorbești pentru că ai carismă. Nu, n-am carismă. N-am nici măcar cea mai atrăgătoare figură de TV. Nu sau ține nu, nici de carismă, nici de frumusețe, de ține nimic. De prezență și pregătire. Atât. Exact. A fi prezent... A avea o intenție clară pentru tine, a avea o intenție clară de a dărui, a te antrena, pentru că e muncă, și a fi cea mai bună versiune a ta în fața celorlalți. Intrăm în pauza de publicitate și continuăm această discuție fascinantă pe care o am cu tine despre public speaking, așadar rămâneți, ne întoarcem imediat la relevant despre cum să cucerești scena în public speaking.
E bine să ne mai gândim și asupra acelor povești legate de fake news și să cântărim și cu mintea noastră. De mai bine de un an însă suntem avertizați cu privire la o nouă criză similară celei din 2008. Există un singur lucru de care ne bucurăm întotdeauna la infinit și acela este viața. Politicile băncilor centrale, cum au fost sau nu au fost ele afectate, politicile spun, de întâmplările recente. Poate mai important decât capitalul este viziunea unui partener pe care poți să-l ai alături de tine și cu care poți să pleci la drum. În seara aceasta avem alături de noi trei mari campioni. Alături de mine, domnul Robert Turcescu, invitat permanent. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Bună dimineața, mulțumesc și eu pentru invitație. Mă întrebam dacă nu cumva trăim un nou tip de război hibrid, războiul vizitelor de stat sau războiul vizitelor. Nu se putea să am un invitat mai bun decât pe domnul H.D. Hagman. Acum o să vă exploatăm. Așa, exploatarea omului de către om, cum spuneau comuniștii. De la Adam la Enoch, povestea legământului sacru, am intitulat ediția de astăzi a emisiunii Oameni și Cărți. Am trecut de la 2 semestre, la 5 module, 4 vacanțe. Avem o nouă săptămână în calendarul anului școlar, săptămâna verde. Pe principiu, hoțul ne prins negustor cinstit și dacă ești prins și e sub 250.000, nu te duci la concediu plătit de stat. Exact, deci nu te duci la beciu domnesc în vacanță. Astăzi am ales să vorbim despre o problemă de viață, o situație de viață. Momente în care fiecare dintre noi ne găsim, când ni se pare că situația este fără ieșire. Cum se îndrăgostesc zodiile? Fiecare dintre noi avem modul nostru de a răspunde la semnalele iubirii. Această plantă cătină atât de mediatizată în ultimul timp și atât de căutată. Vom vorbi despre cupluri, despre cupluri mondene, celebre de pe la noi, de prin alte părți. Chiar dacă emisiunea mea se cheamă numărul 369, astăzi nu o să vorbim despre numerologie absolut deloc. O să vorbim despre feminitate. Un nume cunoscut al mediei românești, Cristina Țopescu, care ne-a părăsit în urmă cu aproape 4 ani și care... Ne-am întors la relevant astăzi împreună cu invitata mea, Mădălina Samoilă, trainer în public speaking. Discutăm despre ce înseamnă acest univers fascinant al discursului public și cum să cucerești scena în public speaking. Mădălina, sunt câteva mituri sau realități? Tu ai să-mi spui fals sau adevărat? Eu le știu, da, să le spunem celor care ne urmăresc. În public speaking, să fii anxios sau nervos este un lucru grav. Nu e deloc grav. E perfect normal. Dacă n-ai fi deloc, ar fi o problemă. Ar fi o problemă să nu simțim emoție, dar să facem puțin diferența între emoția bună, care e motorul acțiunilor noastre, care ne ajută să ne simțim bine, și emoția blocantă, care e de fapt, are o altă denumire, glosofobie. Adică frica de a fi criticat, judecat de ceilalți. Pentru că tu, la nivel mental, rămâi blocat acolo în zona în care îți spui în mintea ta că ceilalți fie sunt mai competenți ca tine, fie sigur te vor taxa la prima eroare, sigur te vor critica, sigur tu nu ești profesionist, profesionistul din încăpere, sigur vor râde de tine și nu vor fi poate nici atenți, nu-i vei capta. Îți pui o listă întreagă de nu-uri care nu ajung niciodată să se adeverească.
departe de realitate, doar te blochează în a trece în etapa în care poți să le vorbești celorlalți. Și ca să întorci glosofobia și să o faci în bucuria de a vorbi, ai nevoie odată de claritatea mesajului, odată de exercițiu și odată de a-i pune pe ceilalți deasupra, peste să-i pui pe ceilalți peste nevoia ta. Asta era următorul. Speech-ul tău este despre tine sau despre audiența ta? Este despre cei din fața noastră întotdeauna. Pentru că un mesaj pe care îl facem, sigur, există un obiectiv pe care ni-l setăm. Ne dorim să obținem ceva după acel discurs. Dar modul în care obținem acel ceva e diferit decât cel clasic la care ne-am putea gândi. Băi, dacă o să vorbesc despre mine, despre realizările mele, sigur dau lovitura. Nimic mai greșit, pentru că oamenii sunt sensibili la genul acesta de discursuri în care toată atenția este centrată asupra mea, vorbitor, și tu ești undeva acolo în fundal, un mic pion care mă ascultă pe mine în toată măreția, vorbind despre ceea ce știu să fac, fac și nu e deloc despre public. În momentul în care transform comunicarea și o fac să fie despre celălalt, se întâmplă magia comunicării. Oamenii reacționează pentru că e despre ei, e cu o intenție clară, e cu intenția de a dărui, îi ajută într-o formă și spun da. Vorbitul cu mâinile este o nenorocire. 99,9% dintre cazurile pe care le tratez, să spun așa cu ghilimele de rigoare, desigur, oamenii vin și spun: măi, Mădălina, dar ce fac cu mâinile atunci când vorbesc? Păi nu știu ce faci cu mâinile, le ții în buzunar. Ce zici, le ținem la buzunar sau le ținem la spate sau luăm un pix în mână, luăm telecomanda? Mâna noastră este atât de prietenoasă și mâinile noastre se mișcă în concordanță cu vocea noastră. De asta spuneam mai devreme că e acea curgere. Comunicarea înseamnă să fii conștient că ai ridicat mâna stângă, să fii conștient că o ridici pe cea dreaptă. Mâna e ca o plasă, așa îmi place mie să spun, imaginară, care susține cuvintele pe care noi le spunem. Vine în completare, nu ne încurcă, sub nicio formă. Și a ține lucruri în mână e complet nefiresc. Și a gesticula, exagerat, dar controlat. Controlat. Evident, controlat, dar și a gesticula este perfect normal, pentru că este o extensie a cuvintelor noastre. Mâinile sunt o extensie, de fapt, a cuvintelor noastre. Eu sunt un om care vorbesc foarte mult cu mâinile, tot dau din mâini tot timp. Și la un dat am zis, poate ar trebui să mă controlez puțin. Dar mi-am zis, las-o așa, e ok. Feedback-ul audienței, 80-20 în reușita unui speech? Feedback-ul audienței, în primul rând, cred că ar trebui să punctăm că este permanent. Nu doar la final, când vine cineva, strânge mâna și spune vai, ce grozav ai fost, sau nu e un singur om care nu e atent la ceea ce spui și tu generalizezi și spui că a fost un dezastru. Mie îmi place să spun așa, comunicarea e un dialog și un feedback constant, chiar dacă interlocutorul meu este tăcut, nu mi răspunde verbal, dar îmi răspunde prin tot ansamblul de gesturi pe care le folosește, sigur, timp ce se uită la mine. Și feedback-ul audienței pentru un vorbitor novice poate să însemne enorm, pentru că o privire care ți se pare ciudată poate să-ți distrugă întreaga prezentare dacă ești la început, așa cum pentru un vorbitor antrenat poate să fie sursa de energie pe care și de informație pe care și de informație. Îi știe exact în ce moment este speech-ul lui, dacă este acolo unde și l-a dorit, în funcție de reacția pe care o are audiența. Da. În momentul în care se uită, încep să se foiască, se uită în telefon. Am văzut oameni care pur și simplu nu erau, nici nu credeau că au abilități de vorbitori, da, de buni vorbitori, și care au cucerit audiența din primele secunde, pentru că au știut să fie ei, fără să forțeze, fără să pluseze și fără să aibă în minte clișee. Asta vreau să te întreb. Cum reușești să le decojești mintea de clișeele care sunt formate în jurul acestei comunicări non-verbale? Că trebuie să ai grijă, să nu stai cu mâna așa, că înseamnă comunicare închisă, aia comunicare deschisă. Știi despre ce este vorba. Cum reușești să-i decojești? Îi aduc puțin către ei. E o muncă, dacă vrei să o numești așa, și psihologică, în care înțelegem rostul la tot ceea ce le spun. Pentru că eu pot să spun, fă un pas în față, intră în zona de putere, dar dacă tu nu știi ce e cu zona de putere și îl faci mecanic, nu-l vei înțelege. Până când nu te vei înțelege pe tine, astfel încât să poți să aplici toate noțiunile. Eu predau și fac. Predau și fac. Facem împreună și vedem ce ni se potrivește. Și în felul în care vedem ce ni se potrivește, ne e ușor să aplicăm apoi, pentru că am învățat regulile. Urmăm o traiectorie foarte clară.
Învățăm, vedem despre ce este vorba, aplicăm cum ni se potrivește, pentru că unui om îi se potrivește un anume fel, unui alt om un alt fel. Și e foarte important să cunoști oamenii și să te apleci asupra nevoilor reale. Nu există un panaceu universal pentru teama de a vorbi în public sau pentru prezentări grozave, dar există o serie de elemente pe care poți să le introduci în rutina ta zilnică și nu numai, care să te ajute să fii tu același individ, dar upgraded, mie așa îmi place să spun, elevat, elevat la un alt nivel, care intră într-o încăpere, spune altfel bună ziua, sigur, care stă cu spatele drept, care are un surâs pe față și care știe întotdeauna ce spune și e prezent, e în locul în care trebuie să fie, pentru că așa își dorește și știe exact ce are de făcut acolo. Am văzut oameni care trecuseră prin un training din acesta de public speaking și care exagerau atât de mult pentru că ei reținuseră, practic învățaseră, cred că li s-a dat un decalog, știi? Și ei îl știau, decalogul ăla, pe din afară. Erau atât de, se vedea totul după cum se mișcau, totul era măsurat, erau atât de artificiali. Oameni care fac treaba asta de foarte mult timp, sunt în zona de public speaking și care știu că trebuie să fie foarte drăguți și zâmbăreți și calzi și care eșuează în a fi falși. Cum le explici tu că și zâmbetul are o măsură și că poți la un moment dat să te mai și încrunți? Și poți să mai și greșești. Aia este. Toată frumusețea, autentică asta despre care vorbeam noi de la început, stă și în greșeală și în a-ți asuma că poate n-ai scăpat complet, dar mai ai un tic verbal și că astăzi nu stă bine părul și că ai făcut un pas în spate, deși știai că nu trebuie, dar tu te simți bine. Starea asta de a te simți bine în pielea ta și e sinonimă cu... Deci, încrederea în sine, încrederea pe care e nevoie să o antrenăm, că e un mușchi, da? Este atât de importantă în arta comunicării. Eu pot să vreau să te învăț niște lucruri. Pot să vreau să ți le spun două zile de aici încolo. Stăm de vorbă, eu ți le spun, tu îmi spui că e magic ceea ce spun. Dar dacă tu nu ai încrederea suficientă în forța ta de a face, de a greși și de a putea să crești într-o formă. Și de a accepta că poți să și greșești până și la capăt. Și de a accepta că poți să și greșești. Dar este practic, încrederea este o certitudine pe care noi o avem când ne analizăm nivelul de competență, de fapt. Asta este încrederea. E încrederea în forța pe care o avem de a învăța mai mult, de a face mai mult, de a greși în timp ce învățăm și de a face totul într-o direcție foarte clară și în slujba celorlalți. Mă întorc acolo. Comunicarea e despre ceilalți, nu e despre noi. Și când o să înțelegem că este despre ceilalți, nu o să ne fie atât de teamă. Și de a ne accepta așa cum suntem, îmbunătățim cât se poate, lucrăm pe ce trebuie îmbunătățit, nu ne pierdem timpul pe zonele unde nu funcționează, pentru că acolo e mult de lucru. Mădălina, cu fiecare invitat pe finalul ediției, să știi că suntem pe final. Pe finalul ediției, am un Q&A. Răspunsuri rapide. Ce-ți vine ție în minte în momentul ăsta? Cum te definești ca profesionist? Echilibrată și cu intenția de a le oferi celorlalți ceea ce au nevoie în felul în care au nevoie. Revin cu întrebarea. Face parte din set. Ce este comunicarea? Comunicarea este forța pe care o ai atunci când ești prezent într-un timp și într-un spațiu. Care este deviza ta? Fă bine. Ce schimbări s-au produs în tine de când lucrezi în această industrie? Am devenit un om mai echilibrat decât eram înainte și practic mai mult și mai des recunoștința. Care este cel mai important skill sau cele mai importante skill-uri pentru a fi trainer? O doză mare de empatie și ascultare. Trebuie să asculți ca să poți să trainuiești. Trebuie să fii empatic, să fii foarte pregătit ca profesionist și să le oferi oamenilor în măsura în care ei pot să primească de la tine. Trainerul poate fi un mic Dumnezeu? Dumnezeu îi ajută pe oameni prin trainer. Dacă ar fi să o iei de la capăt, asta ai face? Cu siguranță. Ce ai mai adăuga? Voi mai adăuga în perioada următoare. Sunt într-un plin proces
în care adaug, scot, îmbunătățesc și aduc un plus valoare pentru mine și pentru oamenii pentru care lucrez. Tot timpul e ceva de adăugat. Și acum, pentru că pe finalul finalului, te rog frumos, un tips and tricks pentru cei care ne urmăresc pentru public speaking. Un tips and tricks. Unu. Crește-ți încrederea în tine prin toate mijloacele pe care le ai, pentru că în primul rând trebuie să crezi tu în tine că poți și fă pasul. 2. Dă-ți voie să greșești. E important să ai curajul să ieși în față, să-ți faci vocea auzită și să-ți găsești sensul. Să ai cu tine busola aia internă care îți spune tot timpul dacă ești în locul potrivit, dacă este ceea ce ți se potrivește ție, ceea ce faci în acest moment și dacă nu e, află. Mădălina, îți mulțumesc din suflet pentru această ediție. A fost așa o pilotare, da, pentru cei care ne-au urmărit. Vreau să mai facem. Eu îți mulțumesc. Pentru că găsim foarte multe teme împreună. Baftă multă să-ți iasă, să-ți meargă, să funcționeze mult timp de acum încolo și sunt convinsă, pentru că ai tot ceea ce îți trebuie pentru a fi un excelent public speaking și, cum văd, lumea este extrem de încântată de ceea ce tu oferi clienților tăi. Baftă multă! Vă mulțumesc și vouă pentru încă o ediție din Relevant. Sunt Antoaneta Banu. Marțea viitoare, tot de la ora 15, aici la Canal 33. Vă aștept la Relevant, singura emisiune dedicată industriei de comunicare din mass media din România. Să aveți o săptămână fabuloasă! Cu bine! Mulțumesc! Ești minunat!